Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Joi, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în zonele de deal și de munte, unde local se va semnala ceața sau nebulozitatea joasă, în special dimineața și noaptea, iar izolat, mai ales spre sfârșitul intervalului, vor fi condiții de burniță. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 10 grade în vestul și centrul țării și 18 grade în dealurile Olteniei și Munteniei. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. În Maramureș este ceață și nebulozitate joasă în orele dimineții, apoi temperaturile urcă în termometre până la 15-16 grade Celsius. În Crișana, încet încet, soarele va reuși să dezmorțească atmosfera, iar temperaturile ajung la 10-12 grade. În Transilvania avem temperaturi bune pentru această perioadă din an, ele fiind cuprinse între 10 și 15 grade. În Oltenia vom avea parte de o vreme de toamnă blândă, cu mult soare și temperaturi în creștere, fiind cuprinse între 16 și 18 grade. Se încălzește și în zona capitalei, maxima ajunge la 18 grade cu 17 grade în București. Norii nu prea se arată și nici vântul nu își face simțită prezența. În Dobrogea găsim vreme foarte frumoasă cu cer mai mult senin și temperaturi de până la 12-13 grade Celsius. În regiunea noastră, în Moldova, avem temperaturi cuprinse între 13 și 14 grade, cu 13 grade în județul nostru, în județul Iași. În Pașcani, mâine se anunță încă o zi însorită și caldă, cu un cer predominant însorit și cu o temperatură de până la 12 grade, ce se va resimți ca una de 13 grade Celsius. Atât despre prognoza meteo, sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine! Capture it.